Salut! Bun venit la cursul de limbă germană pentru începători! Haideți acum să vorbim despre transportul aerian în limba germană, despre mijloacele de transport aerian, cum spunem transportul aerian, der Lufttransport, der Lufttransport. Și haideți să începem cu niște cuvinte. Este bine să repetați aceste cuvinte după mine, pentru că așa vă veți învăța cu pronunția mai ușor și veți reține cuvintele mai rapid. Haideți să vedem primul cuvânt. Das Flugzeug. Das Flugzeug este avionul. Der Hubschrauber. Der Hubschrauber este elicopterul. Der Heißluftballon. Der Heißluftballon este balonul cu aer cald. Die Drohne. Die Drohne este drona. Der Gleiter. Der Gleiter este planorul. Der Fallschirm. Der Fallschirm este parașuta. Haideți să repetăm cuvintele. Das Flugzeug. Der Hubschrauber. Der Heißluftballon. Die Drohne. Der Gleiter. Și ultimul cuvânt, der Fallschirm. Haideți să mai învățăm câteva cuvinte. Să continuăm cu niște verbe. Abheben. Abheben înseamnă a decola. Landen. Landen înseamnă a ateriza. Schweben. Schweben înseamnă a pluti. Și die Höhenangst. Die Höhenangst înseamnă răul de înălțime. Haideți să repetăm cuvintele. Abheben. Landen, schweben, die Höhenangst. Și acum că am învățat cuvintele, să vedem și cum se pot folosi aceste cuvinte în propoziții. Haideți să începem cu prima propoziție. Doris wartet darauf, dass das Flugzeug nach Brüssel abhebt. Doris wartet darauf, dass das Flugzeug nach Brüssel abhebt. Doris așteaptă ca avionul spre Brüssel să decoleze. Der Militärhubschrauber landete im Notfall. Der Militärhubschrauber landete im Notfall. Elicopterul militar a aterizat de urgență. Der Heißluftballon schwebt über der Stadt. Der Heißluftballon schwebt über der Stadt. Balonul cu aer cald plutește deasupra orașului. Tom spielt mit der Drohne. Tom spielt mit der Drohne. Tom se joacă cu drona. Es ist das erste Mal, dass ich ein Segelflugzeug benutze. Es ist das erste Mal, dass ich ein Segelflugzeug benutze. Este prima dată când folosesc un planor. Obwohl an Höhenangst leidet, ist Karl mit dem Fallschirm abgesprungen. Obwohl an Höhenangst leidet, ist Karl mit dem Fallschirm abgesprungen. Deși are rău de înălțime, Carol a sărit cu parașuta. Și acum haideți să repetăm propozițiile. Doris wartet darauf, dass das Flugzeug nach Brüssel abhebt. Der Militärhubschrauber landete im Notfall. Der Heißluftballon schwebt über der Stadt. Tom
spielt mit der Drohne. Es ist das erste Mal, dass ich ein Segelflugzeug benutze. Obwohl er an Höhenangst leidet, ist Karl mit dem Fallschirm abgesprungen.